Dragi candidați la Sfântul Mierii, iubiți frații, slavii, Sfântul, este gata să coboare asupra fiecare dintre cei care s-au pregătit, dar și asupra credincioșilor, pentru că ori de câte ori primim un sacrament, are loc o nouă revărsare a darurilor Duhului Sfânt și însuși Duhul Sfânt care vrea să locuiască în inimile noastre. Mă bucur să vă salut, să fiu pentru prima dată aici la dumneavoastră în munca mea de slujire episcopală și vă doresc din toată inima să fie o sărbătoare frumoasă, iar Duhul Sfânt să coboare din belșug asupra fiecăruia dintre dumneavoastră. Lăudați să fie Iisus și Maria!
Dacă cei din părinți, dragi oaspeți, iubiți credincioși și candidați la taina Sfântului Mir, comunitatea romană catolică din Dărmănești trăiește astăzi un eveniment deosebit. Adunătarea sacramentului Sfântului Mir. În fața noastră se află un grup de tineri care așteaptă să fie unii cu Sfânta Crimă și confirmați cu Duhul Sfânt pentru a deveni martori în trăirea credinței pe care au primit-o la Botez. Este un eveniment deosebit de important în viața lor, pentru care s-au pregătit cu mult vreme. Călăuzită și ocrotită de Duhul Sfânt, săvârșind faptele de care le este el, comunitatea din Dărmănești este o prezență vie și activă a bisericii noastre locale din Moldova. Prea Sfințite, acum în această sărbătoare, când ne bucurăm de prezența experienței voastre în mijlocul nostru, vă salut în numele întregii comunități și vă spun bine ați venit la noi. Vrem ca această sfântă liturghie să fie o invocare a Duhului Sfânt cu darul de sare asupra acestor 74 de capitat la Mir, pentru a deveni capabil să dea mărturie despre Evanghelie în toate întrebările vieții lor. Vrem de asemenea ca această sfântă liturghie să fie o mulțumire a întregii noastre comunități pentru lucrarea continuă a Duhului Sfânt, care se revarsă de contenit asupra noastră cu darul de sare. Așadar, pregătiți să participă cu vremitie la reactualizarea Jertfei lui Hristos, vă rugăm la Sfințime să prezintă Sfânta Liturghie și a dumneavoastră acestor tineri taina Sfântului Mir, invocându-l asupra noastră a tuturor pe Duhul Sfânt, Domnul și Legea Sfântător. La cuvântul de bun venit am venit pe Paroh, Petru, Căstușor din inimă, bine v-am găsit. Dragi candidați la Sfântul Mir, vă bucur să participe la această frumoasă celebrare și împreună să ne bucurăm de Sfânta Liturghie Sfântă în viața noastră. Atunci s-a fost ca Sfântul Mir,
În acel timp, Iisus le-a zis discipolilor săi: când va veni Mântuitorul, pe care eu îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului care procede de la Tatăl, El va da mărturie despre mine. Și voi veți da mărturie, pentru că de la început sunteți cu mine. Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi și vă va vesti lucrurile care vor veni. El vă va glorifica pe mine, pentru că dintr-al meu va lua și vă va vesti vouă. Toate câte le are Tatăl sunt ale mele. De aceea v-am spus că ia dintr-al meu și vă va vesti. Cuvântul Domnului. Preasfințite, Sfânta Maică Biserică vă roagă să împărțiți acestor copii de tine sacramentul Sfântului Miril. Știi că sunt vrednici? După cele constatate în timpul pregătirii și după mărturia ta de părinții și nașilor, mărturisesc că au fost aflați vrednici. Mulțumim Lui Dumnezeu! Pentru că vor fi îmbogățiți cu curajul și cu forța Duhului Sfânt. Așa, pentru că e
iată, aici tot suntem. Nu uităm cu oameni surprins, asta, după ce depuneam cu celebrarea și asfaltat cu client, ce se trece acasă și sunt urmărit și în an și de mic, care sunt deosebit pentru a fost să vă fie aproape în acest moment deosebit și va fi și pe viitor aproape pe voi. Și e o învățat de la Duhul Sfânt, care nu vine fără avoare, vine cu anul de sale, și nu știu să vină cu ceva surprize. Ce surprize? Nu știm. În schimb, știm care sunt surprizele lui Duhul Sfânt, în timpul 7 dată. Vreau să vă fac așa, că apoi eu găsesc și cu întrebări. Care sunt datele Duhului Sfânt? Datele Duhului Sfânt sunt. Extraordinar, era un rogat. Și era pe mâna. Aici, se vede,
când foloseam drogul. Și uite la mine, eu am 30 de ani și am îmbătrânit. Iar acolo Sibiu este papa care a prins 84 de ani, dar este tânăr. Pentru că era un adevărat exemplu de viață. Chiar bornatul era mereu, se arăta mereu, vrea să-i comunice, să vorbească și chiar și partea aceea înainte de a muri, a comunicat. Am văzut cum mai poate, dar arată această dorință de a fi aproape de oameni, de a vorbi, de a ajuta. Pentru ce înseamnă să ai viață. Nu ai. Da? Să știi să dai viață, are o respectă extraordinară în ta. Iată de ce. Cei care luptă împotriva vieții, luptă împotriva Duhului Sfânt. Când vedem că aproape în tradiția noastră este război, auzim că sunt morți, 20, 30, 40, 3 copii, 2 femei, oameni nevinovați care mor. Iată, toți cei care susțin acest război sunt agenți ai celui rău, ai Duhului rău. Pentru că Duhul bun, Duhul Sfânt, Duhul dătător de viață, vrea ca noi să avem o viață cu pace, o viață care să inspire și pe ceilalți la bucurie, la trăire frumoasă. De aceea, iată, dragi, caritați la Sfântul Ier, voi priviți astăzi pe Duhul Sfânt, Domnul și de viață pentru Domnul. Duhul Sfânt vrea să vă însuflețească, să vă facă plin de curaj. Cei care o văd pe voi să spună, Doamne, viața merită. Chiar dacă nu ușoară, nu că acum cei care nu își merge într-o sau prin săptămâni. O să pună nici nu-și facă. Dar voi vă bucurați, nu? De exemplu, un an și un curaj la noi, voi vedeți că este realizat. Ți-a dat și prieteni, ți-a dat și alte obligații și la școală și acasă, dar Domnul este frică. Pentru că avem pe Duhul Sfânt, Domnul și de viață Tătătorul, care ne insuflă, care ne dă această speranță, această bucurie, de a ne face datorii așa cum și părinții voștri, chiar dacă ne desideam să facă aceeași muncă de curaj, de cu suflețire, pentru că știu că astfel vă pot ajuta pe voi să creșteți, să destoiniți, să creșteți în formați bine și să fiți oameni de vedește ai bisericii și ai societății. Și Duhul Sfânt, dacă vine la voi, El vrea să vă suflețească venea, dar depinde de voi foarte mare măsură. Pentru că nu suficient să fiți pentru Sfânt astăzi, cu darurile sale, mergem acasă, facem sărbătoare și de mâine ne venim iarăși la viața noastră, fără implicări, fără capacitate de a face sacrificii, de a ajuta pe ceilalți și ne rugăm fața monotonă de neamte. Nu. Duhul Sfânt vrea ca de mereu să venim, de mereu să venim la biserică, aici unde spunea Sfântul Ieroa, biserica este locul unde înflorește Duhul Sfânt. Aici e biserică, găsită Duhul Sfânt. Și poate uneori se întâmplă că suntem oameni care și avem Sfânt la Sfânt, la Sfânt, pentru că nu vine Duhul Sfânt, dar de sale și ne sfântește și dă curaj de viață, curaj de a afrunta greutățile și dificultățile vieții. Și să știți că chiar dacă uneori se vorbește vinerile de astăzi, cum așa să stare de nimic, vinerile de astăzi, și așa, așa, nu. Și dacă vedea că vinerii din față sunt vineri vretnici, pentru că aș putea și de părinți de naș, iată, v-ați pregătit și ați avut curajul să veniți, să vă pregătiți și astăzi să spuneți, da, am nevoie de Duhul Sfânt pentru că eu vreau să trăiesc o viață frumoasă, o viață plină de bucurie, o viață care să aducă bucurie celor din familie, celor care sunt pentru colectivitatea pe care fac și o fac. Și închei, ca tot ca să înțelegi și să rămâne ceva important, închei un exemplu frumos. Pe mine m-a impresionat foarte mult, acum 2 ani, era pandemia și când am găsit tot felul de lucruri frumoase despre oameni sfinți care au fost frumos, am găsit exemplu unui tânăr de 15 ani. Deci să aflați comentarii despre el, ca să fie modelul vostru de la mine, ca să fie ca model pentru un timp. Pentru că avem o idee greșită, dacă vrei să fii sfânt, trebuie să fii fost o părere, să fii capul în parte, să fii bani în față, slab, să faci tot felul de post, să mă mănânci, greșit. Și de aceea mi-a promis Sfântul, se cheamă fericitul Carlo Acutis. S-a născut în anul 1991 și a murit în anul 2006, la primul 15 ani. Dintr-o familie bogată, pentru că tatăl lui ca în Londra, acolo s-a născut, și apoi s-a mutat până în Parma, și a fost pe bărbat, ca Babil, la Milano, și de mic avea o muniție extraordinară de a fi aproape de Dumnezeu.
măcar atât să-i vedeți chipul. Și chipul lui Ionos, frumos, când a fost extraordinar. Mai trebuie să vedeți dacă așa, uite toate datoriile și toate de capul lui. De ce? Pentru că el venea de atunci, de la 7 ani, când a venit ca să fie tăpășari, niciodată nu a lipsit la biserică. Duminica, în fiecare zi, când erau bogați și călătoreau cu peste votare, când mergea, era foarte mult atenție, foarte mult la partea curtului, îmi place nouă. Era asta. Era un gen în calculatoare. Dar îmi folosea pentru ca să se evoluțească sufletește și, de exemplu, a făcut un site de el care există și astăzi, în care a adunat toate minunile eucaristice de fața pe un loc de 2 miliarde. Și l-a pus pe categorii, pe continent, de terțele, de cronologică și găsești tot ce vrea acolo. Un adolescent care era pasionat de îndrăgostit de Hristos. Și când pleca undeva afară, v-a născut acolo de bilete. Și căuta acolo toate biletele care erau cele mai potrivite pentru ei, dar de tot de la spunea, ba, într-un interviu că el căuta să rămână la cel copten, să se caseze, ca la cel mai multe biserică, ca nu cum să lipsească de la Sfânta Liturghie. Și a lăsat așa, ca o imagine foarte frumoasă, a spus, Eucaristia este autostrada care ne duce la cer. Noi știm de la Hristos că strângă este calea care duce la Mântuire, la Paradis. De ce? Pentru că sunt multe tentații. Și nu strâng pe calea cealaltă, care are pe om, fără sacrificii. El spune, cine iubește Eucaristia, la domnul care să învățe lor, să știu despre el, dar să învățe de la el, este dragostea voastră de Sfânta Eucaristie. Dacă noi venim și ne împărtășim de asta Sfânta Eucaristie, dacă noi îl avem pe Iisus în viața noastră, atunci și chiar ni se deschide calea spre Paradis, ca o adevărată autostradă. Nu mai nimic mașini de față, nu mai trece înainte, adică este calea propriu nostru în Paradis. Și el este în Paradis, la 15 ani. Numai 15 ani și a devenit 2. El a avut o evitație foarte mare ca să te-a curat pe cioară la el. Deseori ți-a luat rozare. Nu trecea zi fără să te roage rozare. Și să nu iau lumea Crist, cu sumură, era sportiv, făcea să face tot, făcea să dea pe demunți, pe fața de mare. Juca la calculator, se juca la calculator. Am uitat de obișnuit. Dar iată, mai cu Domnului, l-a ajutat să fie un fiu de votat la ei, și să-l vească mor deosebită pe frata Fecioară Maria. Mama lui spune, eu recunosc, am urmărit așa un interviu când era chemat la postul de televiziune și a spus, eu recunosc, de obicei părinții erau pentru convertirea copiilor, dar bine familia a fost invers. Copilul meu a fost atât de religios încât m-a convertit de mine care trecea mai rar la biserică. Și pentru că îmi punea întrebări, am fost nevoie să fac teologia la Bologna, pentru ca să nu trebuie să fie în urmă. Iată ce frumos exemplu. Și asta e la lucru pe care ți-a venit în acest Carlo Acutis, care a fost privat fericit 2 ani în urmă, aproape de lucrurile care avea în octombrie, 10 octombrie, 2020. Deci eu nu sunt mai aici, dar tot privat fericit. Al treilea lucru foarte important, avea o inimă calitate. Chiar care avea o calitate bogată, avea un suflet mare. Când a fost în vorbărarea lui Biserică, Banul a rămas foarte impresionată, pe exemplu, că era nu numai prieteni și cunoscuți, colegi de clasă, dar a avut foarte mulți oameni săraci, fost îmbrăcați, oameni străzi. Și s-a întrebat, ce caută oamenii ce biserică? Ce au acești oameni cu băiatul meu? Și atunci un bătrân i-a spus, băiatul dumneavoastră întotdeauna venea cu un pachetel, venea cu ceva și ne dădea pentru ca noi să nu suferim de oameni. Întotdeauna se ducea de noi, până la ea, stătea de vârf cu noi, ne ajuta și a extraordinar. Nu putem să nu răspundem la ceea ce el a fost, caritatea lui, și atât este votul nostru de a arăta recunoștința față de ea. Iată așadar, dragi care dați la Sfântul Mir, părinți pe locul Sfânt care vă dă curajul, vă dă bucuria de a da mărturia Sfântului în definiția acestui sacrament al Mirului, ca să putem mărturisi cu tărie credința creștină. Iată lucrul să vrea să vă ajute, important este ca voi să îi faceți locul Dumnezeu și astăzi trei lucruri să țineți minte. Dragostea voastră de Sfânta Părtășani, el la Sfânta Părtășani. Doi, de partea voastră de Sfânta Fecioară Maria, e o rugăciune frumoasă la Maica Domnului, care îi place foarte mult. O rugăciune frumoasă la Maica Domnului. Câteva ani. Cu curete? Oh, ce simt. Și al treilea
situație în seară, să știi să facă toată bună, să ajutați un sărac, un bolnav. Și iată, trei lucruri care vă ajută să aveți identitatea voastră de creștin. Noi, ca pe la 14 ani, facem un efect de identitate. Iată, ca pe la 14 ani, chiar pentru creștin, noi, aici, venim în biserică și ne mărturisim credința și vă vedem că avem identitatea voastră de creștin. Nu este mică, nu este rușine că suntem creștini. Și închei spunând că tot acest cam a putut să vă vorbim foarte înțeleagă, spunând, noi ne naștem originali, Dumnezeu creează ca potopere. Fiecare dintre noi suntem ca potopere la Dumnezeu, o operă de artă, extraordinară. Nu există viața pe Dumnezeu, fiecare original. Nu există doi egali, identici. Fiecare sunt original, ca potopere la Dumnezeu. Nu mai trebuie spune el, din păcate, unii mor ca fotofobici. Adică se lasă influențați de alții, mai ales cei de vreme, și devin ca o fotofobie, cu devin original, care este foarte valoros. Eu vă doresc de toată inima să fiți ca potopere, să fiți mândri de fapt, mândrie sfântă de casă de specializație. Mândrie sfântă că suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem templele Duhului Sfânt și viața noastră va aduce bucurie, în primul rând nouă, ca să trăim cu speranță viața aceasta, dar și celor care sunt aproape de noi, cei de familie, colegii, cei de la vecinii care ne cunosc, să poată să spună ea cu un adevăr, un adolescent, o adolescentă care a primit de Duhul Sfânt, se vede că are curajul să nu facă ceea ce fac toți. Să facă ceea ce este frumos și demn pentru un care are identitatea de creștin. Am încheiat. Urmează acum să aprindeți cu mână repede și vă spun de ce până să aprindem cu mână repede, vă explic de ce facem acest lucru pentru că cu mai mult de lungă, ori, ați fost la ușa la biserică de părință și nașii noștri de copiez și atunci ei au spus cu mână de aprinse mână, ei au vorbit în locul vostru, pentru că nu ca să fie la câteva săptămâni sau nu, când ați mulțumitați. Iată, acum este momentul ca voi să țineți lumânarea prinsă în mână, care arată viața voastră frumoasă, care luminează, care încălzește, și voi ne spune în limba de tot ceea ce este rău și cred în Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și în Biserica lui Hristos. Așadar, ne ajungem în picioare și vreau cu toți cei de față, ne vă mulțumim credința și vă spun la rugăciunile pe care vine Dumnezeu. Așadar, vă întreb, vă repădat de Satana și de toate faptele lui și de toate ademenirile lui, credeți în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Picioară, care a potrivit și a fost îngropat, a înviat din morți și șase de adorat la Tatălui? Credeți în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care așa cum s-au dăvit apostolilor în ziua de Rusalii și se dăvește astăzi în chip deosebit în taina Sfântului Mir? Credeți în Sfânta Biserică Catolică, Mântuirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică? Și acum repetă cu toții, mai cu convingere, aceasta este credința bisericii. Aceasta este credința bisericii. Aceasta este și credința noastră. Aceasta este și credința noastră. Și noi suntem fericiți. Și noi suntem fericiți. Că o putem mărturisi. Că o putem mărturisi. În Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Și prin fugerea sa să-i facă asemenea cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeul Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care din apă și Duh Sfânt ai dat viață nouă acestor copii ai tăi, eliberându-i de sub jugul păcatului. Doamne, Tu însuți primit asupra lor pe Duhul Sfânt Mântuitor. Dăruiește-le lor Duhul înțelepciunii și al înțelegerii. Duhul sfatului și al puterii, Duhul cunoștinței și al pietății, și umple pe ei cu Duhul temerii de Dumnezeu, prin Hristos, Domnul nostru.
Thank you.
rugazione con me la sopra mi sia accettata, dalla compresa una terra. Te rugăm să vine voi ești doamne, adică
de la celebrarea jertfei mântuitoare, prin care a meritat pentru noi, pe Duhul Sfânt, să mărturisească fără încetare pe Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Thank you.
aduceți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francis, cu episcopul nostru Iosif, cu episcopul nostru Iar Petru și cu tot clerul. Aduți aminte, Doamne, și de slujitorii tăi, pe care ai binevoit să-i întărești astăzi cu darul Duhului Sfânt și păstrează-i în harul lui. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța ei și de toți cei care au răposat în milostenirea ta și privește-i să se bucure de lumina prezenței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiția noastră și cu toți sfinții pe care Dumnezeu ai iubit, să ne împrejmuim a cuvântași de viață cea veșnică, să te lăudăm și să te preaudim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și Dumnezeu Hristos, ție Dumnezeule, Doamne Iisuse Hristoase, care